Dumneavoastră, Banca Națională, nu sunteți organ de închetă. Sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar dumneavoastră sunteți obligat ca organ să ne spuneți astăzi cum pas cu pas a fost posibil furtul acestui miliard. Cum s-a modificat legislația? Doar cunoaștem cu toții că furtul miliardului a fost foarte bine pregătit. Și a fost pregătit de cei care s-aflau la guvernare, fiindcă au modificat legislația, au introdus modificări în legislație și au creat baza ca să fie posibil acest furt. Acum, eu aș vrea ca dumneavoastră, cel puțin lucrul acesta, pas cu pas, modificarea legislației, dumneavoastră să o faceți public, ca Banca Națională, care sunteți responsabili și spuneți, uite, asta a fost posibil, fiindcă așa s-a modificat legislația. Acum, în nouă legislație, nu mai este posibil lucrul acesta, ca să dăm societății o siguranță, dumneavoastră să dați societății o siguranță. Noi vorbim de careva credite neperformante, ele au fost șase mașini prin toate băncile comerciale. E important care este coda acestor credite neperformante și cu ce ele sunt asigurate aceste credite neperformante. Eu asta aș vrea ca dumneavoastră să auzim astăzi la dumneavoastră acest lucru și să-l auzim public. Eu am vrut să vă confirm că unul din lucrurile care va face Banca Națională în baza raportului Kroc la primit este analiza în detaliu a mecanismului de furt și testarea în fel de stress case, dacă vreți, a legislației și regulamentelor băncii naționale, dacă acest lucru a fost complet eliminat sau nu. Și nu doar a băncii naționale. Da, din punct de vedere, tocmai sistemului bancar și alte legislații. Deci noi vom face această analiză, a noștri colegi deja au început să lucreze asupra acest lucru, ia puțin timp, că noi am primit raportul acum în sfârșit de martie final, deci va lua puțin timp, dar noi vom veni cu clarificări la acest lucru. Multe din legile care dumneavoastră le-ați votat deja au închis foarte multe filistruce. Multe din regulamente care au fost luate deja au închis uși întregi. Deci noi vom veni cu această analiză. Noi parțial am făcut această analiză. Eu nu am fost într-adevăr atunci în Republica Moldova și știu chiar tot trecutul, dar în cazul audierilor la Consiliul Suprem de Securitate, noi am făcut o notă relativ detaliată deja în baza ceea ce am avut fără de CROL. Deci vom încerca să combinăm această analiză plus analiza din privire, cum a spus domnul Creangă, exact să vedem ce se trebuie de făcut ca să nu se mai evite și au venit și cu propuneri concrete dacă vom avea niște goluri, poate chiar vom încerca să acționăm ca să profităm și de sesiunea parlamentară care este acum. Dar vă asigur că este tocmai ceea ce noi acum, și aveți dreptul să cereți la noi acest lucru, că dacă spun că publicarea și însă și ancheta este de resortul altor organe, aceasta este chiar obligațiunea noastră și vom veni cu o analiză și un raport. Lucrul acesta ar fi bine să veniți în plenul Parlamentului, ca toată lumea să cunoască, și inclusiv și cei care au votat vom face tot posibil deja să avem această claritate și mă gândesc care este formatul, nu e sud, chiar poate vom publica ceva pe site, deci nu vom face acest lucru cu